Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Un nou spectacol în acest weekend la Onești. Expoziție chiar de ziua ei. Continuă proiectul de reabilitare termică a spitalului din Onești. Un nou spectacol în acest weekend la Onești, în spațiul special amenajat de lângă roată. Mai multe detalii despre acest eveniment aflăm chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Recitalurile verii continuă și sperăm ca de data asta vremea să fie favorabilă, pentru că evenimentele pe care noi le pregătim cu drag pentru oneșteni se desfășoară în parcul municipal, așadar în aer liber, și duminica aceasta, începând cu ora 18, îi așteptăm pe toți oneștenii lângă sala polivalentă pe platou, unde pregătim un recital extraordinar susținut de quartetul Light Quartet din București, care au un proiect special dedicat Mariei Tănase, vor interpreta piese readaptate și originale din repertoriul Mariei artiste. Sperăm ca vremea să fie favorabilă și să putem desfășura în bune condiții acest eveniment, pentru că va fi unul de excepție. Vă invit așadar pe toți, intrarea este gratuită și cred că cel puțin 60 de minute e bine să fredonăm împreună cu Light Quartetul șlagările Mariei Tănase. Odată cu vacanța de vară, atelierele au revenit în atenția elevilor, dar și ale părinților. Despre ce ateliere de vacanță este vorba, aflăm detalii în minutele următoare. Un proiect care s-a bucurat de un deosebit succes în anii trecuți revine la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Este vorba despre atelierele vacanței. Este un proiect adresat tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, care debutează în 2022, începând cu data de 1 iulie. Timp de 2 luni, copiii din Onești vor putea participa gratuit la peste 11 ateliere, create de bibliotecari, dar și de voluntarii noștri, special pentru ei, pentru a le descoperi îndemânarea, dar și pentru a-și ocupa timpul liber. Așadar, îi așteptăm pe copii, începând cu 1 iulie, atât la Biblioteca Rosetti, la filiala Cosânzeana, la Muzeul Municipal de Istorie, dar și la Centrul de Arte de la Borzești, acolo unde se vor desfășura pe parcursul a 2 luni de zile ateliere de desen, Clubul Artiștilor IT, atelierul de șah, atelier de limbă germană, atelier de creație și Lego, atelierul micii arheologi, un atelier drag nou pentru că se desfășoară la Muzeul Municipal de Istorie și împreună cu muzeografii, copiii prezenți vor putea recondiționa vase din lut, dar vor descoperi și colecțiile din patrimoniul Muzeului Municipal. De asemenea, așteptăm și la atelierul de careuri de vacanță, dans, distracție și karaoke pentru cei mai mici la ludotecă, atelier de artă, fantezie și îndemânare, atelieruri de dansuri populare coordonat de Francisca Nășel și multe alte surprize pe care tinerii, copiii din Onești le vor descoperi pe parcursul a 2 luni de zile. Îi așteptăm pe toți. Mai multe informații pot obține pe site-ul bibliotecii biblioteca-onești.ro, pe site-ul, pe Facebook-ul instituției sau la sediul Bibliotecii Radu Rosetti, pentru că avem pregătite și mai multe flyere pentru cei care ne vizitează, să aibă toate informațiile la îndemână. Atelierul de șah este unul care se bucură de un real succes în rândul elevilor și al părinților. Mai multe urmăriți în imagini. A venit vacanța și au reînceput atelierele de vară, ca să zicem. Aici suntem la șah. Da, deci cu ocazia începerii, vacanței de vară, deci din data de 13 iunie, am început acest atelier de șah, care de fapt este și în timpul anului școlar. Deci avem activitate lunea și vinerea la Biblioteca Radu Rosetti între ora 10 și 13:30.
La miercurea suntem la filiala Cosânzeana, într-o ora 10:13:30. Văd că acum atelierul este în plină desfășurare, sunt destul de mulți copii. Semn că se bucură de mult succes acest sport al minții, că este un sport al minții. Da. Deci astăzi, într-adevăr, sunt mai puțini elevi. La ședințele precedente au fost peste 11 elevi, atât la filiala Cosânzeana, cât și la biblioteca Radu Rosetti. Probabil fiind o zi de vineri, azi sunt un pic mai puțin, dar această știință, care de fapt șahul este și știință și artă și sport, ajută la disciplinarea minții, dezvoltă voința, dezvoltă anumite capacități cognitive, intuiția, memoria, atenția, puterea de concentrare, și atunci elevii au posibilitatea să-și îmbunătățească atât pe plan școlar rezultatele, cât și pe planul realizării personale. Numele și funcția? Mă numesc Palade Emil, sunt antrenor de șah voluntar la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, la filiala Cosânzeana și de asemenea și în școlile din municipiul Onești și în colegiile din municipiul Onești. Îți place șahul? Foarte, foarte mult. De cât timp joci? De jumătate de an. Și ce îți place la el? Îmi place că este un joc care îți dezvoltă mintea. Cine joacă în familie șah cel mai mult și mai mult, în afară de tine? Am mai jucat cu mama. Și cine a câștigat? Cred că și mama și eu. A, n-ai ținut-o evidență? Nu. Ok, felicitări. Mulțumesc. Cum te numești? Cristofor. Și în ce clasă ești? Clasa 7-a, trec a 8-a. La ce școală? La George Călinescu. Mult succes! Mulțumesc! De cât timp joci șah? De când aveam 5 ani. Și acum câți ani ai? Am 14 ani. Deci ar fi... Și nu e greu? Nu e greu șahul. Pare greu totuși. Pare greu șahul, dar dacă știi cum să muci și dacă planifici mutările oponentului tău, este foarte simplu să anticipezi mutările lui și să ajungi să câștigi. Am înțeles. La tine în familie cine mai joacă așa? Bunicul meu, tatăl meu, mama mea. Și cine câștigă de obicei? Cu așa specialiști e greu. Tata câștigă, bunicul câștigă. Și tu nu? Mai câștig și eu uneori. Așa. Bine, dar îți place mai mult să joci sau să câștigi? Să joc. Deci nu neapărat câștigul. Victoria. Nu neapărat câștigul. Am înțeles. Recomanzi ce copiilor sau colegilor tăi să vină la așa? Da, recomand. Este un sport al minții. Îți dezvoltă capacitatea de a gândi, de a te organiza și de a gândi logic. În ce clasă ești? Sunt clasa 7-a și de ca 8-a. Am înțeles. Cu alte cuvinte, pe tine te ajută așa? Da, foarte mult. Ce a făcut pentru tine așa, cel mai important și mai important? M-a ajutat să înțeleg unele lucruri care nu le-am înțeles la școală, să ar fi să gândesc cum trebuie și exact, să fiu logic, să fiu rațional. Am înțeles. Mult succes! Mulțumesc! Vineri 24 iunie, în spațiul expozițional al Bibliotecii Oneștene, a avut loc o frumoasă expoziție de desene onor tineri de la Clubul Elevilor din orașul Stațiune Târgocna. O expoziție inedită în care aparțin ție și colegilor de la Clubul Elevilor din Târgocna. Da. Am înțeles. De cât timp pe pictezi sau desenezi? Eu mi-am descoperit talentul în 2020. Așa? Dar am început să... Deci de 2 ani. Da, de 2 ani, fapt. Din perioada pandemiei, probabil. Da, din perioada pandemiei, pe acolo. Am înțeles. Și cu cine lucrezi la Târgu Ocna? Cu profesorul Alin Dobra. Aha. Și ce îți place sau ce te-a atras la desen? Că de obicei băieții cu fotbalul, cu altele. Eu sunt o persoană așa mai liniștită, îmi place arta, îmi place frumusețea. Am înțeles. Și ți-a dezvoltat așa talentul acesta? Da. Desenează cineva din familie? Doar eu. Alte rude nu, nu? Bunica, bunicul? Din câte știu eu, nu. Adică înclinații artistice, dacă mai sunt în familie.
Tatăl meu a fost fotograf înainte. Deci există o explicație. Da. Am înțeles. Și acum lucrările care le expui, dacă ne poți vorbi puțin despre ele, care sunt ale tale? Păi, ale mele sunt acestea. Așa. Așa. Ale mele sunt acestea. Acestea. Și mai am pe aici câteva, care mai sunt mai puțin importante. Îmi place foarte mult natura, ilustrația. Da, ilustrația. Îmi place foarte mult natura statică, plantele, gen tot ce frumos. Foarte frumoase recipientele acelea. De unde te-ai inspirat? Din realitate? Sau? Da, din realitate. Acestea din realitate. Da. Am înțeles. Și cam în cât timp realizezi un desen? Păi poate dura între 2 ore și 2 zile, adică... Ai lucrat 2 zile? Na. La care ai lucrat 2 zile? Na, la acesta am lucrat 3 zile. Am înțeles. Da. Și e greu? Na, dacă știi, nu e greu. Te ghidează domnul profesor? Da. Am înțeles. Cum te numești? Cel mai Teodora. Și de unde ești, Teodora? Din Târgu Ocna. Și ai venit să expui aici la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Cu ce lucrări ai venit? Mai mult acestea de aici. Portrete. Da. Și desenul acesta și mai este bună pucă. Da, și aici. Încă un portret. Am înțeles. Văd că ești axată foarte mult pe portrete. Da. Îți plac chipurile? Da. Ce îți transmit ele de... Vrei să le păstrezi, să le capturezi așa? Anumite emoții și... Sentimente? Da, sau anumite... Domnul este inspirat din viața reală, nu? Da. Cine sunt cei pe care i-ai pictat? Sunt prieteni, cunoștințe? Nu, mai mult personaje din filme sau... Dă-ne un exemplu, din ce film? Ia să vedem. Ăla de exemplu. Eu nu am făcut acesta. Nu l-ai făcut pe acesta? Nu. Dar care l-ai făcut? Ia să vedem. Acesta. Și din ce film e acela inspirat? Mai ții minte? Este dintr-un film de pe Netflix, se numește Heartstopper și e un personaj. Aha, am înțeles. Deci, sursa ta de inspirație sunt filmele. Da, sau anumite persoane de pe internet. Și nu e greu să pictezi sau să desenezi? Nu știu cum să mă exprim. Ba da, câteodată este și câteodată nu-mi iese, dar încerc și a doua oară și... Am înțeles. Unde înveți? La școala gimnazială numărul 2 din Târgu Ocna. Și e greu să desenezi? Parțial. Un îndemn dacă te uiți aici în cameră și colegilor, prietenilor, dacă adresezi să vină la desen sau nu? Da. Păi... Este frumos și... Este o activitate nouă. Ar putea fi o modalitate frumoasă de petrecere a timpului? Da. Și o descărcare, așa? Da, emoțiilor. Sărbătoare multiplă de ziua ei la Biblioteca Uneșteană. De ziua nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul sunt ziene și ziua ei, o împătimită a Cămășii Țărănești, bibliotecara Roxana Caruceriu, a avut ideea de a organiza o frumoasă expoziție fix în ziua în care Cămașa Țărănească este celebrată. O zi cu totul special, un moment cu totul special, obiecte extrem de speciale astăzi la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Bună ziua, bine ați venit la expoziția Cămașa Românească între tradiție și contemporaneitate. Într-adevăr, sunt obiecte vechi, obiecte care fac parte din gospodăria tradițională țărănească, dar și cămăși noi, care, după cum bine puteți observa, se integrează perfect în acest cadru arhaic. Am zis că o zi cu totul specială este ziua ei. Da, este. Astăzi este un cumul de sărbători. Este Drăgaica, este Ziua Națională a Cămășii Românești, a ei. O zi cu totul și cu totul specială, pentru că până la urmă este, nu întâmplător este fundalul din spate, totul a pornit dintr-o familie țărănească, familie obișnuită, în care femeia a transformat firul de pânză, firul de plantă, pe care l-a prelucrat la țesul la război, a transformat în pânză și pânza a îmbogățit-o, i-a dat suflet și a făcut cămăși. Multe cămăși aici, foarte multe vechi și multe noi.
Da, este adevărat. Cămășile noi, după cum puteți observa, se integrează foarte bine, respectă canoanele. Nici nu, dacă n-am ști sau dacă n-au mai fost până acum expuse, nici n-ai spune că sunt cămăși noi. Ceea ce e un lucru foarte bun. Înseamnă că s-a respectat tradiția, s-au respectat cutumele și asta este practic un succes pentru cămașă. Din ce zone? Pentru că fiecare zonă are o poveste, are un motiv, are un anumit model. Cămășile prezente astăzi în expoziție sunt cămăși atât din zone etnografice diverse, atât din zona Bucovinei, majoritatea din colecția mea personală sunt din Prahova, Bacău, iar din colecția pe care a donat-o domnul Teacă Muzeului de Istorie Onești, se află o cămașă cu ciocănele de Sibiu, o cămașă de Vaslui și cămăși de aici din zona Bucium, am înțeles, în orice caz tot de Bacău. Oricum, multe din cămășile care sunt expuse astăzi aici sunt cu sute de tine. Da. Păi de asta spuneam că se integrează perfect și n-ai spune că sunt cămăși noi țesute pe pânză ori mai veche, ori mai nouă de casă sau pe pânză industrială. Și atunci pentru mine asta e o mare bucurie și o mare satisfacție că am respectat ceea ce strămoașele noastre, bunicile noastre au cusut și au țesut odată. De altfel, un mare număr de doamne de la Clubul Pensionarilor, organizate de către consilierul local Ana Ileana din Onești, au răspuns prezent la această expoziție, cum altfel decât îmbrăcate în ei, mai mult sau mai puțin moderne, și purtând coronițe din flori de sânziene. Păi, într-o zi așa de frumoasă, la final de săptămână, la început de vară și într-o zi în care sărbăm Ziua Universală a ei, iată-ne împreună la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, unde cu drag și cu inima deschisă am organizat această expoziție de cămăși românești, să le spunem la modul general, împreună cu Muzeul Municipal de Istorie și împreună cu doi voluntari colaboratori ai bibliotecii foarte dragi nouă. Este vorba despre doamna bibliotecar de la Colegiul Tehnic pentru Poni, Roxana Căruceniu. O parte dintre exponate, prezența lor se datorează dânsei. Haideți să o și aplaudăm pentru că este dedicată nu doar acestei sărbători, ci ei și tot ceea ce reprezintă ea pentru români. De asemenea, am aflat cu câteva minute în urmă, trebuia să fie alături de noi și domnul Ghiță Teacă. Nu știu dacă îl cunoașteți, domnul Teacă locuiește la Bucium și are o colecție impresionantă de obiecte tradiționale românești, le colecționează de foarte mulți ani. O parte dintre aceste cămăși sunt din colecția domniei sale. Am fost anunțați că dânsul nu poate ajunge, dar îl salut cu această ocazie și mulțumesc pentru dedicația domniei sale și pentru donațiile pe care le-a făcut în ultimii ani Muzeului Municipal de Istorie. Cu această ocazie vă invit să treceți pragul muzeului, pentru că acolo o să descoperiți câteva expoziții de artă tradițională românească foarte interesante, tot felul de obiecte din toate colțurile țării. O parte le-am împrumutat de la muzeu, vedeți aceste carpete, un cufăr și puteți afla astfel și povestea lor. Haideți să-l aplaudăm și pe domnul Teacă, chiar dacă vrem să nu am putut ajunge. Îi mulțumim încă o dată. Alături de mine este doamna Roxana Căruceriu, colega mea, doamna Doina Vârmă, și muzeograful Anca Hip, care o să ne spună și dânsa câteva cuvinte. De precizat că alături de noi se află și un grup drag mie, pe care o doamnă pasionată l-a dezvoltat rapid, să zic așa, în ultimele luni. Noi pentru că am văzut atâta dorință din partea seniorilor din Onești de a se implica în tot felul de activități culturale, sociale, educative,
la inițiativa domnului primar, am și înființat de curând în cadrul Direcției de Cultură un club al seniorilor, ca să putem să facilităm astfel toate activitățile pentru dânsii și de câteva luni bune funcționează în cadrul grupului de seniori, un grup de doamne, sunt și domni, le vedeți aici îmbrăcate frumos. O salut și pe doamna consilier, grație dânsei, doamnele s-au mobilizat, doamna Elene. Haideți să vă spun bun venit. Dânsele participă cu drag la toate atelierele și mai ales la astfel de evenimente. Au venit astăzi îmbrăcate tradițional, foarte frumos și vă mulțumesc. Investiții de 6 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului din Onești. Spitalul din Onești se va schimba la față cu ajutorul fondurilor europene printr-un proiect de 6 milioane de euro ce vizează reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează. Mai multe aflăm în minutele următoare. Proiectul a demarat, efectiv, lucrările au demarat în luna decembrie anului trecut. În acest moment schimbarea geamurilor s-au făcut cam un procent de 60-70%. Termosistemul s-a montat pe policlinică și pe clădirea spălătoriei și bucătării. Acum se montează, după cum se vede, schela pe clădirea mare a spitalului dinspre parc. Sperăm ca anul acesta să terminăm și montarea termosistemului cu vată minerală și inclusiv varul și tot ce se implică aceste lucrări. Pe partea, celelalte lucrări pe parte de instalații, care au fost foarte dificil de executat pentru că se fac în același timp cu pacienții în saloane, s-au schimbat conductele de apă caldă, apă rece și canalizare de subsol până la ultimul etaj, etajul 7, conductele de pluviale, se va face inclusiv partea de acoperiș, și rețeaua termică și centrala nouă, care vor fi făcute în anul viitor, pentru că nu avem timpul fizic pentru aceste lucrări, pentru că centrala termică încă este în consolidare și nu reușim să finalizăm. Dacă ar fi să vorbim despre planul de etapele de implementare, se va respecta, să zicem, deci, termenul de implementare este 30 aprilie 2023, dar vom face solicitare, s-a discutat la Agenția de Dezvoltare Nord-Est la Piatra Neamț pentru prelungire până la 31 decembrie 2023 pentru a finaliza toate lucrările conform proiectului. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 23 iunie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Duminică 24 iulie, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius. Sunt posibile averse de ploaie după amiază, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Luni 27 iunie, cerul se menține în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.